Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Carantina de noapte pune stop nunților și botezurilor la Târgu Jiu. Un singur angajat de la Elvira Godeanu are coronavirus. Ilie Balaci comemorat. S-au împlinit 3 ani de la dispariția legendei din bănie. Ar putea fi ultimul weekend în care la Târgu Jiu vor mai fi organizate nunți și botezuri. Și nu oricum, participanții trebuie să fie vaccinați anticovid sau trecuți prin boală. Testele COVID nu mai asigură accesul clienților. Și asta după ce municipiul Târgu Jiu a depășit pragul de incidență de 6 la 1000 de locuitori. Astfel, după acest sfârșit de săptămână, nu va mai fi permis organizarea de astfel de evenimente. Motivul este că a fost instituită carantina de noapte în weekend, iar în cele 3 zile, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, toți operatorii economici vor fi obligați să-și încheie activitățile la ora 22. Excepție fac farmaciile și benzinăriile. Măsura a intrat în vigoare după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj a adoptat ieri o nouă hotărâre. În weekend circulația este restricționată, începând cu ora 20, cei care nu sunt vaccinați trebuie să stea acasă, magazinele se închid la ora 22, evenimentele private au loc numai cu persoane vaccinate și trecute prin boală, deci dispare acea larghețe și pentru cei cu teste sau se poate să facă un test la intrarea în sala de eveniment. Maxim 50% din capacitatea sălii, respectând 200 cifra maximă. Rămân deschise după ora 22 benzinăriile și farmaciile. Asta este faptul că oamenii n-au înțeles să aplice măsurile de siguranță care erau prevăzute pentru trepte mai mici ale ratei de incidență, ne duce tot timpul către o rată crescută. Și suntem nevoiți să aplicăm, pentru că, până la urmă, nu noi le impunem, le impune legislația, noi doar o aplicăm, aplicăm măsurile care sunt prevăzute în legislație. Bogdan Bejinaru consideră că situația nu este atât de dramatică la Târgu Jiu, ba chiar viceprimarul este optimist că rata de incidență va scădea, dat fiind faptul că târgujienii se vaccinează în număr tot mai mare. Părerea mea, la Târgu Jiu încă stăm destul de bine. Ceea ce este îmbucurător, faptul că oamenii au înțeles că trebuie să meargă să se vaccineze, iar centrul de vaccinare de la stadionul municipal, deschis la stadionul municipal, în ziua astăzi și asta cam de vreo 2 săptămâni, oamenii vin în număr foarte mare, în jur de 500 de persoane pe zi efectuează vaccinul anticovid, plus că sunt oameni care deja vin la, cetățeni care deja vin la a treia doză de vaccin. Rămâne să vedem cum vom sta cu incidența după următoarele 14 zile, când va fi un nou comitet de situații de urgență și se va stabili dacă vor fi luate măsuri de relaxare sau se vor înăspri măsurile. Rata de infectare la nivelul județului Gorj a ajuns astăzi la 4,58 cazuri la 1000 de locuitori, iar cea de la Târgu Jiu la 6,16. Cea mai ridicată rată de infectare se regăsește în comuna Glogova, cu peste 10 cazuri la 1000 de locuitori. Certificat verde pentru majoritatea activităților, mască obligatorie peste tot, vacanță de 2 săptămâni pentru toți elevii și o serie de restricții pentru nevaccinați. Sunt noile măsuri ce vor fi impuse începând de luni în toată țara. Astfel, președintele Klaus Iohannis a transmis aseară, după ședința cu responsabilii implicați în gestionarea pandemiei, o parte din restricțiile care vor intra în vigoare de luni, 25 octombrie, în contextul în care România traversează cea mai dură criză generată de coronavirus. Măsurile detaliate vor fi prezentate vineri de guvern, dar în mare parte par a fi cele actuale, cea mai importantă fiind obligativitatea purtării măștii. Începând de luni, deci de acum, săptămâna viitoare de luni, ar fi vacanță pentru cei mici. S-a decis astăzi ca această vacanță să fie valabilă nu numai pentru ciclu primar, ci și pentru gimnaziu și liceu pentru 2 săptămâni. Începând de luni, masca redevine obligatorie peste tot, și în interior și în exterior. Va fi restricționată circulația noaptea, excepție făcând cei vaccinați și cei care, sigur, cu legitimație de serviciu au o treabă legitimă de rezolvat.
În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul verde, iar cei nevaccinați, din păcate, vor avea o sumedenie de restricții. Amintim că în municipiul Târgu Jiu, unde a fost depășit pragul de incidență de 6 la 1000 de locuitori, accesul la restaurante, spectacole, săli de fitness, piscine sau locuri de joacă se face doar la 50% din capacitate. Pot intra doar cei care fac dovada vaccinării sau a trecerii prin boală în ultimele 6 luni. Testele COVID nu mai asigură accesul clienților. Un bărbat în vârstă de 75 de ani din Craiova a murit după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren. S-a întâmplat aseară în gara din comuna Turburea. Bătrânul a decedat pe loc. Martorii au fost cei care au spus că nu a fost vorba de un accident, astfel că oamenii legii au demarat o anchetă. Din cercetările efectuate de polițiști s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, identificând la fața locului cadavrul unui bărbat de 75 de ani din Craiova, care fusese acroșat de tren în zona secției CF202. Mecanicul de locomotiv a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, au transmis reprezentanții IPJ Gorj. Polițiștii gorjeni au reținut ieri un bărbat de 38 de ani din comuna Crasna, suspect că a incendiat intenționat fânarul unei consătene. Potrivit IPJ Gorj, bărbatul în cauză ar fi intrat fără drept în curtea unei femei din localitate, iar cu ajutorul unei brichete a dat foc la fânar. Mii de baloți de paie au ars în urma incendiului. Nimeni nu știe ce a fost în capul bărbatului, dar cert este că el riscă să stea ani buni la închisoare. Polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Public au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un bărbat în vârstă de 38 de ani din Crasna, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere. Acesta ar fi pătruns în curtea unei femei, unde cu o brichetă a incendiat peste și distrus peste 5.000 de baloți de fân. Bărbatul a fost prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Novaș cu propuneri legale. Polițiștii gorjenii au acționat ieri pentru verificarea legalității activităților derulate în domeniul silvic de pe raza județului. În urma controalelor, un depozit din comuna Polovrage a fost depistat cu un plus de marfă. Agentul economic a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei și au fost confiscați aproximativ 9 metri cub de cherestea. Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii au constatat o diferență între volumul faptic și cel implementat în aplicația Sumal, ocazie cu care au dispus sancționarea contravențională a societății cu suma de 5.000 de lei, conform legii 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar diferența de 9 metri cubi a fost confiscată valoric. Totodată, polițiștii au surprins doi bărbați în timp ce tăiau fără drept mai mulți arbori. Unul dintre ei a fost prins pe raza satului Racoț, iar celălalt în orașul Tismana. Polițiști din cadrul poliției orașului Tismana, în timp ce efectuau serviciului de patrulare pe un drum comunal din localitate, au surprins în flagrant delict un bărbat de 70 de ani în timp ce tăia material lemnos de pe un teren de cultură din vecinătatea drumului comunal. Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul tăiase cu un motofierăstrău patru arbori de pe picior, specie gastru, nemarcat silvic, având diametrele la cioată între 15 și 38 de centimetri. De asemenea, tot în orașul Tismana, un alt bărbat de 68 de ani a fost identificat în timp ce tăia fără drept de pe picior un arbore esență anin fără a prezenta marcă silvică. În ambele cauze, polițiștii au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere ilegală de material lemnos, prejudiciul fiind în curs de estimare. Oamenii legii desfășoară frecvent astfel de acțiuni de verificare și control. Polițiștii olteni au deschis un dosar pentru neglijență în serviciu după ce, la începutul acestei săptămâni, un polițist de la postul Văleni s-a plâns că îi lipsește pistolul și muniția aferentă. Arma și gloanțele erau depozitate în camera de armament a poliției orașului Drăgănești. Olt, polițistul le-a depus acolo la începutul săptămânii, iar marți a realizat lipsa lor. Rămas fără bunurile din dotare, acesta și-a alertat superiorii. În cauză, colegii săi au deschis o anchetă în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu. Nu există un focar de coronavirus la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Reprezentanții instituției de cultură au ținut să dezmintă informațiile apărute în presa locală.
În acest moment, un singur angajat din compartimentul administrativ este infectat cu COVID-19, iar un altul se află în izolare ca o măsură de precauție. Conducerea teatrului a ținut să facă aceste precizări pentru a-i liniști pe spectatori, după ce o publicație online a susținut că mai mulți angajați ai teatrului sunt infectați cu virusul. Este important să nu creăm haos și panică, a declarat Iani Gârbaciu, consultantul artistic de la Elvira Godeanu. Aș vrea să precizez faptul că în acest moment, când vorbim, avem un singur caz confirmat de coronavirus în rândul angajaților Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Să dărâmăm acest mit. Nu știu dacă, și n-aș vrea să cred că a apărut acest articol doar pentru că noi avem duminică premieră și cumva oamenii să se sperie, să nu mai vină la teatru, că vezi, Doamne, e focar de COVID. Nu, nu este vorba de așa ceva la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag la proiectele noastre culturale atâta timp cât vom mai putea desfășura proiecte culturale într-o situație total neclară și nesigură în care ne desfășurăm viața de zi cu zi. Premiera piesei Istoria Comunismului, povestită pentru bolnavi mental, va avea loc duminică 24 octombrie la ora 19. Protestele s-au reluat astăzi în centrul municipiului Târgu Jiu. Aproximativ 100 de mineri și energeticieni au fost așteptați în piața prefecturii. Protestatarii cer modificarea legii 197, care introduce condițiile speciale de muncă la companiile energetice, între care și complexul energetic Oltenia. Legea scade vârsta de pensionare la 52 de ani. Mai este o condiție de 25 de ani vechime în domeniu și un stagiu de cotizare de 30 de ani. Legea nu se aplică decât de la intrarea în vigoare încolo și nu retroactiv. Protestatarii vor ca guvernul să modifice legea prin ordonanță de urgență. Pacienții cu coronavirus în stare ușoară vor fi externați din spitale. Este solicitarea venită din partea Direcției de Sănătate Publică Gorj. Se dorește obținerea unui număr mai mare de paturi pentru bolnavi cu o stare precară de sănătate din cauza coronavirusului. Șefii de unități medicale trebuie să prezinte joi o situație cu numărul de paturi eliberate prin externarea cazurilor ușoare de pacienți COVID. Aceștia se vor trata la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. Termocentralele pe bază de cărbune au urcat pe podiumul producătorilor de energie din țară. În momentul de față, cărbunele se află pe locul al doilea ca sursă de producere a energiei după hidrocentralele care utilizează apă. Producția la nivel național este de peste 6.000 de megawați. Grupurile pe lignit ale complexului energetic Oltenia asigură baza sistemului alături de hidrocentrale nucleare și grupurile pe gaze naturale. Din păcate, țara noastră depinde în continuare de importuri care ajung și la 2.000 de megawați în funcție de cererea de pe piața românească. Se lucrează intens în rovinari. Autoritățile locale speră să finalizeze toate lucrările până la începerea sezonului de iarnă. În prezent există 12 șantiere în întreg orașul. Pentru Robert Filip, prioritare sunt condițiile în care trăiesc locuitorii din Rovinari. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, acesta s-a implicat pentru a schimba fața orașului în care este primar. În prezent, Filip spune că sunt lucrări la Casa de Cultură, la parcările din oraș, la străzi, dar și la înveloparea blocurilor. Robert Filip își dorește și reabilitarea tuturor saloanelor din spital. În momentul de față încă mai avem aproximativ 12 șantiere pe care sperăm să le închidem acum în prag de iarnă. Lucrăm la parcări, la parcuri, la străzi. Învelopăm blocuri. Mai avem în licitație aproximativ 11 blocuri care vor intra la învelopare și care sperăm să o finalizăm în această săptămână. Lucrăm la platou Casa de Cultură, lucrăm la Casa de Cultură, e propriu-zis pentru că am dat contractul și imediat cum intrăm în sezonul rece ne vom concentra ca să dăm drumul la lucrări în interiorul spitalului de la Rovinar pentru a reabilita toate saloanele de la cap la coadă. Lucrările vor continua și în perioada următoare în Rovinari. Primarii caută soluții pentru a demara noi investiții decât să aștepte după finanțările dorite. Cel care administrează localitatea Bunești vrea să înceapă lucrările pentru introducerea primei rețele de gaze cu banii de la bugetul local. Primarul speră să obțină finanțare de la stat pentru continuarea investiției.
Primarul din comuna Bunești, județul Vâlcea, este la al șaptelea mandat și a învățat că trebuie să se apuce de lucrări la noile investiții cu bani de la bugetul local, pentru a obține mai ușor finanțările necesare. Însă, spre deosebire de multe comune sărace, primăria Bunești are venituri care permit demararea unor investiții mari, cum este introducerea de gaze naturale. Proiectul cuprinde toate satele comunei pe o distanță de 27 de kilometri de rețea. Am început o investiție, suntem în faza de execuție. Avem și ceva bani la bugetul local și vrem să începem până la sfârșitul anului acestuia, pentru că s-a modificat niște avize să modificăm conducta de la 180 la 250 și am întârziat anul acesta. Dar sperăm că până la sfârșitul anului să începem să demarăm. Vom promova investiția și pe alte păpene de L3. În schimb, o nouă investiție tot pe partea de utilități publice a fost de curând finalizată și urmează să fie pusă în funcțiune. Este vorba despre extinderea sistemului de canalizare în satele Bunești și Teiușu. Trebuie să facem recepția la o extindere de canalizare, pentru că noi am făcut pe programul SAPARD în perioada 2007, de preaderare pe SAPARD, am făcut 30 de kilometri de canalizare. Și a fost nevoie, în anumite zone unde s-au mai construit case sau unde au mai apărut case care s-au întors la țară, la casele vechi sau chiar noi. Cu această investiție nouă finalizată, comuna Bunești beneficiază aproape în totalitate de apă și canalizare. Acum 3 ani, inegalabilul Ilie Balaci pleca spre o lume mai bună. Astăzi, memoria celui mai bun optar din fotbalul românesc a fost cinstită în bănie. La 62 de ani, Balaci se stingea fulgerător din viață în casa mamei sale din Craiova. 3 campionate ale României și 4 cupe naționale are în palmares fostul internațional român. A jucat de 65 de ori sub tricolor și a marcat 8 goluri. Începând de astăzi, cantonamentul de la Lunca Jiului, în care se pregătește Universitatea Craiova, se va numi Ilie Balaci. De altfel, baza de pregătire se află pe Bulevardul Ilie Balaci. O delegație a clubului s-a deplasat în această dimineață la cimitirul Sineasca și a depus o coroană la mormântul idolului din bănie. Sorin Cârțu, Nae Ungureanu, Costică Donose și Atana Strică, nepotul celui supranumit Minunea Blondă, au făcut parte din reprezentanții clubului Doljan, care au dorit să-i cinstească memoria marelui fotbalist. De asemenea, Peluza Nord a depus o coroană și a aprins candele la muralul lui Ilie Balaci. Echipa de fotbal vrea să obțină victoria vineri cu Chindia Târgoviște pentru a-i dedica succesul. Antrenorul Laurențiu Reghecamp a declarat oricum că Universitatea joacă în fiecare rundă pentru a-i cinsti memoria celui mai reprezentativ fotbalist care a îmbrăcat tricoul alb-albastru. Noi fiecare meci pe care îl jucăm încercăm să-l dedicăm lui Ilie Balaci. Vă dați seama că mâine este o zi tristă pentru cei din familia lui și pentru toți din familia Universității Craiova. A fost un mare fotbalist, un mare om și a plecat foarte devreme dintre noi. Ilie Balaci a fost declarat fotbalistul numărul 1 al României în 1981 și 1982. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!